A fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local, în discuția numărul 261, din 11.06.2011, a domnului primar. Din cei 15 consilieri, nu știu cât 14 funcții, sunt prezenți 13, fiind motivat domnul viceprimar. Și, de asemenea, la lucrările ședințe participă deocamdată fără drept de vot domnul Samuel. Prin urmare, fiind prezentă majoritatea consilierilor locali, ședința este legat constituită și își poate începe lucrările. Astfel cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă, sunt 4 proiecte pe ordinea de zi, dar în între timp, domnul primar a mai inițiat un proiect de hotărâre. Cel privind aprobarea indicatorilor economice, actualizația obiectivului de investiție, modernizare, transplantarea de interes local în localitatea Poichiu, în Autoritățul Bacău, proiectul hotărâre care a primit avizul Comisiei de Specialitate și, prin urmare, poate fi văzut pe ordinea de zi. Supun la vot atunci proiectul ordinii de zi, completat cu proiectul amendat. Dacă se discută la procesele verbale, cel al ședinței din 15 mai și cel din 23 mai. Nu sunt discuții. Până la vot procesul verbal. Procesele verbale. Totul, dacă nu atrag atenția ca în fiecare ședință, s-au respectat prevederile articolului 46 din legea 210, care stipulează că la deliberarea sau adoptarea votărilor Consiliului Local să nu ia parte consilierul care fie persoană, fie prin soț, să fie ajuns să până la gradul al 4-lea inclusiv, care are un interes patrimonial în problema supusă de spatelor Consiliului Local. Având în vedere opțiunea dumneavoastră din ședința anterioară, prin care domnul consilier pentru Veronica a fost alături despre ședințe de ședință, revistă să ia conducerea acesteia. Deci, primul proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Sandu Sori, membru suplant pe lista Partidului Național Liberal, în cadrul Consiliului Local al Comunei Tuzi de Țubacă. Da, președinte de comisie. Supunem la vot? Cine este pentru? Nu? Dacă la vizele sunt favorabile, până la vot. Nu? După cum știți, s-a semnat de către Comisia de Examinare raportul privind legalitatea validării mandatului de consilier local. Comisia constată că a fost îndeplinite dispozițiile legale și, în urmare, nu sunt încălcate condițiile de eligibilitate și mandatul domnului consilier poate fi validat. Supunem acum la vot. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Având în vedere că acesta a fost validat, îl invităm să depună jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putință și în puterea și priceperea mea, pentru binele locuitorilor comunei Tuz, așa să ne ajute Dumnezeu. Succes, sănătate. Mulțumesc. Da, deci la punctul 2, proiect de hotărâre de modificare și aprobare a organigramei și a statutului de funcții și de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Tuzi de Țubacă. Domnul aparatul Bogdan și domnul Daniel Cavize. Avizele sunt favorabile, doar vreau să menționez și oriceva. Consider că nu este oportun schimbarea organigramei. Se anunță și o criză bugetară, banii sunt încet mai puțin la comune. Nu cred că ar mai trebui să facem noi angajări. Așa e. Mulțumesc. Așa.
Da, dacă nu mai sunt, atunci este supărerea la vot. Cine este pentru? Deci, în primul rând, dacă îmi dați și mie voie, să vă zic două cuvinte. Domnul Petrișor știe că l-am rugat, poate vine el. Ne trebuie un om de specialitate pentru agrerea serviciului asistență socială. Automat trebuie să scoatem, schimbăm organigrama, să avem un, poate vine un om de specialitate. Nu l-avem, dar noi trebuie să scoatem, pentru că trebuie un om cu facultate, că altfel nu suntem agreați. Ce dăm noi, în fiecare zi vine câte, să facem câte o anchetă socială și trebuie să ne ducem pe la Hârja să semneze oameni de specialitate. Și asta este, se pune bazele acestui cost. La mediu la fel. La mediu nu trebuie să ne jucăm cu mediu, ci ar trebui să transformăm în începător. Postul avem pentru începător, că știți, data trecută n-am găsit oameni cu asta și băgând oameni ca începători, e și salariul mai mic. Pentru că, uitați, de fiecare dată se lasă cu amenzi. Cu noaie sunt destule, și acum când a venit, pentru că nu s-a descărcat, cu toate că am plătit, dar dacă nu s-a, n-a știut să descarce după site un program, 1.000 de lei amendă. Și asta cu indulgență. Amenzile sunt foarte mari la mediu. Domnul primar, în legătură cu protecția copilului sănătate, am discutat problema asta și chiar dumneavoastră ați fost de acord să facem un contract cu părintele de la Hârja. Mi-am amintesc bine că și dumneavoastră ați fost de acord cu chestia asta. Domnule, am fost de acord cu contractul respectiv. Și s-a încheiat un contract? Nu s-a dus la bun sfârșit, pentru că nici acolo nu are ăsta. Eu consider că cel mai bine ar fi un contract, pentru că de experiența așa, care o are părintele, nu o să aibă un angajat care vine la tine. Și așa fetele nu dovedesc, două fete nu dovedesc, e comuna mare. Domnul Petrișor, poate să știe mai bine. Dumneavoastră hotărâți. Eu am propus. Asistența socială e destul de dificitară. S-a scris toate hârtiri, peste tot s-a scris pe Facebook că unul dormea prin stații și ăsta. Noi degeaba l-am băgat, ne-a rugat de părintele, l-am băgat, am dat din buzunar să țină. El fugea, s-a dus la spital, a făcut scandal, ne-a trezit noaptea de acolo, că n-avea nimic. El vrea sau unde l-am băgat pe la casă să doarmă, nu vrea să dea salariu, adică din banii lui să-și plătească, cu toate că are pensia. Și sunt foarte multe cazuri din astea care vin. Și ideea pe care a spus-o domnul Dorel este bună pentru că e vorba de costuri mai puține. E vorba de acreditare. Se poate încheia un contract pentru 2 ore, de exemplu. Ceea ce pe un angajat nu vine pentru 2 ore. Că aici, de fapt, e vorba mai mult pentru acreditare. Dacă nu s-a reușit încheierea contractului, vă recomand să vorbiți cu doamna Ordeleanu, o cunoașteți, cea care a fost pe proiectul UNICEF coordonator social, este în colegiu și cu siguranță știu și eu, dar e bine să discute cu DGASPC-ul. Sunt cabinete individuale care sunt deschiși să încheie contractul. Și te duci la ONER, la Bacău, ca să semneze... Vine el, nu trebuie să mergeți dumneavoastră, că de-aia se încheie părere, totuși, că primăria trebuie să aibă independența ei, anumite probleme care sunt de interes social. Deci, acreditez părerea domnului primar, că totuși, noi om de specialitate, să fim noi independenți. La nivelul comun, la nivelul comun, comuna este mare. Sunt probleme multe și cred că e cazul să avem ideea. Mai ales că este postul există. De la UNICEF a scris o grămadă de bani cu noi. Postul există. Multe cheltuieli și sunt multe amenzi, sunt multe probleme care se generează. Am mai tot greșit. La PESE și trebuie înlocuit. Și foarte bine a propus domnul primar să facă post de începător, că începător de regulă nu îi primește nimeni.
trebuie să aibă experiență. Și cum să-și facă experiența dacă eu nu poate să fie acasă? Poate la un polițist local în cadrul primăriei? La mediu? Da, la mediu. Nu sunt oameni. La mediu, la mediu se poate rezolva problema cu viceprimarul, domnule. 16 ani cât am lucrat în primăria asta, n-am avut inspector la mediu. Și am avut probleme cu foarte multe, dar le-am rezolvat cu viceprimarul, cu primarul. Domnul Soros, da. Am făcut acum, în fiecare lună trebuie să descarc după site și să încarc. Și atunci am descarcat. Și a apărut acum din mandatul ăsta. Păi a apărut. Nu a apărut acum, a fost din 2001. Domnule, este mâna dumneavoastră, eu am făcut. Nu-i vorba de asta, domnule, dar mai pune ce zice primarul la treabă, domnule. Și se răspunde. De acum a trecut 3 ani, mai are un an. Dacă îl poate fi să prindem, dar mai atunci. Nu-i, bătaie nici loc, domnule, dacă nu sunt unii, pune mâna la treabă. Bine, că îl dă-i. Bună ziua. Domn primar, aș vrea. Constantinul se doar, mă găbesc, să ajung undeva. Da, dacă nu mai să trecem la urmă, cine este pentru? Mulțumesc mult. Împotrivă? Abține? Abține. Trecem la computării. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul social de dezvoltare de comunitate pentru salubrizare Bacău. Domnul Bacău Bulgar. Aveți tablă. Așa-i văzut. Domnul primar, cât am plătit anul trecut? Nu-mi mai amintesc. Tot sunt acestea. Da, fiind după numărul de lucruri. Da. Dacă vă fiecare an. Trecut a crescut. A cerut în clarificări. Da, da, da. Dar la vot. De ce ești așa pentru? 14, da, tot Fondul de privind înființarea Fondului de Conservare și Regenerare a Pădurilor pentru terenurile cu vegetație forestieră, proprietatea comună Oitus. Domnul Bacalu, domnul Arundoi, vă rog la și de la Comisia de Cultură Favorabilă. Discuții? Aici ar putea să-mi explici mai mult domnul inginer Fondul de mediu. Fondul de mediu este prevăzut în legea protecției mediului și reprezintă o parte din masa noastră lentă cu care se valorifică la agenții economici din proprietatea Consiliului Local Oitus, din administrarea Consiliului Local, că noi nu avem patrimoniu Consiliului Local. Hotărârea trebuia făcută la începutul mandatului, este vorba de o întârziere. Trebuia de 2 ani făcută. Trebuia făcută de 2 ani. Acum a venit un pic prea târziu, dar de cât de loc. Trebuie. Suntem pasibili de amendă totdeauna, în oricând. Practic, noi nu le înființăm, dar nu are aprobarea Consiliului Local actual. Așa că fondul de mediu, el este înființat de mult, de când era viceprimarul și mai dinainte. Din 2000, din 2000, și încă mai dinainte. Și din 2000 înființat, dar el trebuie înnoit în fiecare mandat al Consiliului. Fiecare Consiliu Local trebuie să dea aviz pentru cotizarea la fondul de mediu. Da, domnul Ionel, știți ce se întâmplă? Acum ne cere să facem un fond care îl administrează, că noi nu putem. Noi banii care luăm, îi dăm la Pocolul Silvii, care are un cont, ei deschid contul, dar nu se atinge de el, numai când facem împăduriri sau treburi de astea. Dar ei au și ocolul privat, și ocolul de stat,
Da. În fond unde, da, vreau eu să trebuie să faci pe vreau. Stau banii în ăsta și nu putem să ăsta până nu avem hotărârea. Și este de la 10 la 30%. Eu am pus 10% minim. Destinația vrea să mai e două. Destinația fondului de mediu este pentru refacerea pădurii. Asta înseamnă împăduriri, asta înseamnă tăieri de îngrijire, alte lucrări specifice, ajutorare regenerare naturală. Deci astea sunt lucrările care se pot plăti. Nu am gen de investiții, nu în alte scopuri. Nu se pot face cheltuieli. Deci proiectul trebuie văzut. Sunt două forțe care proprietarul pădurii trebuie să-și facă proiectul, iar cel care deține fonduri trebuie să-l avizeze. Deci cheltuiala nu se poate face de domnul. Deci, să completez pe domnul inginer, deci banii vin din ceea ce se vine, din masa de noastră care o avem, care e bine, deci nu vin bani din altă parte. Am înțeles, sunt bani, am încasat, vin încasat. Deci, cu o altă parte de masă, exact. Masă de la preț economic. Nu sunt alte forțe, tot nu există. Deci, o parte din ei se întorc la și o parte din ei, deci obligatoriu, gândită legea ca să reîntoarcă înapoi, se poate face lucrurile. Să știți că așa e, deci așa ca să știți cam cum să pun. Să ia în considerație din masă vândută sau de azi înainte? Nu, întotdeauna. Când s-a vândut, la început. La început, deci fondul de față pe care o să o luăși că este constituit. Ia, să de mult aprobat. Deci trebuie aprobat de noi ca să fie... În cadrul particularilor care au pădure, tot așa se întâmplă. Da, absolut. Obligatoriu ar trebui așa. Ar trebui așa. Dar ce cercetează și pe ei. Dar mi-e zis că pentru fiecare în parte, fiecare instituție în parte. Ocolul privat plătești banii. Eu știu că... Orice nu crede că îți facem tot un sfârșit. Se ne-a fondul să iei. Oricum, este o măsură bună. Vis-a-vis de treaba să nu facem. Asta nu este partis. Prioritar ar fi dacă e să le scoateți la licitație, pentru că vine ala menajistic, nu mai știu, 3-4 mii de metri cubi, sunt pe table și pe aici, pe la Ârza, și până o să vină amenajarea, dacă le prinde în lucru, nu este nicio problemă. Dacă nu sunt în lucru, scade din posibilitatea ce o să vină adică să la amenajare. Așa până în decembrie, următor. Nu până în decembrie, acum, ca să vedem obia agenții economici, dacă a depășit decembrie și vine amenajarea, le prinde... Deci până în decembrie. Da, este termen limită. Dar le scoatem la licitație. Au fost aprobate în Consiliul de anul trecut, 2, 3, 4. Nu s-au luat. Prețurile au scăzut, am discutat chiar cu cel din tablă care până acum se dădeau cu 1600-1700, tu zici că nici cu 1000, să mai gândește, metru cub. Peste tot. La Rom Silva, 75 de lei metru cub. Da, cu 50, 75 sarea bună. Da. Grăvituri. Iar noi nu avem o pădure deosebită ca să putem solicita. Prețul le-am aprobat noi. Exact. Da. Fără să ne ia problemat. Pentru că se poate discuta. Ca să știți. Da. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la tot. Cine este pentru? Următorul proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiție, modernizare, transportare, drumuri de interes local în localitatea Oitus, comuna Oitus, județul Bacău. Aici am discutat și cu colegii și la proiectele anterioare, am avea rugămii de reprobolă, sunt specifice și drumurile, zona care sunt, că după numărul de DS3, nu știm trei, nu știm nimic. Locația, unde ești? Am vrea un pic să ne specifice. Scuze, pe partea, la bază. Și locația. Da. Asta e zis partea, nu? Da. Nu. Bănuim acum, da. Să fie la obligatoriu? Da. Bănuim, ar fi bun urea să gândea și niște... Să chemăm pe domnul să ne explice. Dar nu e, da, sigur, să vedem. Ca să știu, să vă știu. Emilia este precadă, ca să vă zică drumul, dar vă zic eu, este drumul de la margină până aici, în spate de la școală, la podul Bătnei, pe lângă cimitir. Asta este una și al doilea este de la Cășuneanu pe baltă, merge sus spre curte și pe doamnă jos. Domnul primar, dar aici sunt muști, de seu. Da. Nu două, păi nu da, dar pe bucăți ele. Pe bucăți.
Bine, o să, când o să fie, o să apară un grafic, un ăsta, Este puțin, de la Cășuneanu, sus, pe Balte, unde să duce? Până la monument? Nu, că sunt făcute pe bucăți, este făcut, mai este făcut unul de la, este de la Părău, este unul de la Părău Văzmanului până la punte la Călcâi, pe la, pe jos, pe la Hebler, pe la Boacă, da, și se duce până unde e podul la Mărtinaș, după aceea este unul care, pe la Ferestrău, iese de la Naiman și iese în curbă la la cel la Naiman, lângă baraj. Și ăstea se zice. De la primul pe baraj, care școli. Nu e rău. Nu e rău, dar mă vedem aici, de la școală. Până unde se duc, mă? Eu ce pe bară. De la curte, cu bară. La seara mură, de la partea seara mură. Nu se urcă sus, face sfânt, duce la stânga cetatea, face niște lucruri, și după aceea, prin spatele casei, duce. Dacă țineți neapărat, îl chem cu proiectul, să vă arăt proiectul. După aici, pe la spirit. Dacă deschidem tot. Păi nu, pe asta, astea, pe la curte la spirit, și vine la curte. Dar nu urcă pe partea aia mare la spirit. Nu, numai să urcă pe partea aia, adică se face pe ea, pentru că după spatele casei, mă, pe acolo. Ar fi bine să ne arăte. Dar eu nu-ți explic, dacă vine. Dacă îl chema pe domnul Băscă, dacă e plecat de pe care. Domnul Băscă, domnul inginer. Ia mă, fi Băscă, inginerul, știi că nu-i o entuziasă. Dar ce Băscă a lucrat la asta? Inginerul tot de raportul domnului. Dar lasă-mă, dar și inginerul a făcut cu Băscă, domnul. Ăsta e inginerul din Băscă, dar în cor. L-a făcut din Biro. Eu nu știu. Au hărți, ei au hărți ca măscărare. Da, da, da. Pentru ăla ca ai știi, e sigurat. La mele care nu te-a funcționat. Proiectul ăsta doar a fost aprobat odată, dar ca toate proiectele care s-au început anul ăsta, poate au trebuit să le trimitem înapoi pentru recalculare, dar știți prea bine. Atât, dar puțin. Da. Mai stăm un an și totul este Nu le cunosc după zone. Cum dar mi-am Așa ne știm și noi. Da. Trebuie să mă dilați la diverse, domnule. Așa ne știm. Da. Să nu supune la postul. Da. Care la postul este pentru. Și vine cu rugămintea să ni se facă o schiță la fiecare, și ni se dea o schiță pe fiecare poziție. Ca să lasă seama. Când s-a făcut hotărâri, stai reactualizare. La diverse, dacă le-ați luat ea cuvântul, poftiți, domnul. Domnul primar, nu știu ce probleme cu iluminatul ăsta. Nu mai avem contract, Cristi, nu. Sunt probleme cu iluminatul public.
Uitați, în Dobărești, domnul de zile. Și am spus... Am fost pe Dobărești. Nu funcționează, ce am fost? Nu funcționează, vă spun eu, nu funcționează. Am spus domnul Viciu de margine. Adică, din 2-3 săptămâni de zile, Dobărești, domnul, nu funcționează. Mă gândesc la varianta, nu i-a anunțat Cristi Botez, nu vine. Despre ce-i vorba, nu știm. Eu știu că a fost și trebuia să schimbe ceapă. Eu vă spun cum funcționează. Alaltă ieri, când a fost rupt acolo, s-o fi întâmplat ceva, că au rămas cei de la Ion, a trebuit să trimit mașina, să-i scot de la... Domnul nu funcționează. Și eu am fost anunțat și știu că i-am trimis. Am să nu, din nou, să vedem. Dobrești, diverse? Da. Mai? Fără? Aici am vrut să explic situația în urma calamității pe margine, dar am înțeles că deja este comisie și se duce pe margine. Da, nu, adică trebuia făcută artiști, emisie, după aceea să vină comisia de la Bacău. Am înțeles că azi vine comisia. Păi, noi trebuie să facem o comisie de la noi și cu aia anunțăm prefectura și ISU. Noi am anunțat verbal ISU, dar... Deci azi pe teren merge comisia din cadrul primăriei. Au plecat să facă poze tot, că noi n-am putut sta așa. S-a lucrat până noaptea, ca să facem totuși de puțin accesul, dar e distrugeri mari toate drumurile astea. De anunț la vale tone de balast. Dar numai pe margine, domnul primar, de la Notărița, de aici, și până la Roșca, toate casele au fost inundate. Podul la Corcomandă distrus, deci nu se mai poate trece pe el. Drumurile pe margine, drumul-i vază. Domnul care ești la cimitir. Poftiți, domnul Dorian. Avem urgență, domnul primar, la Pola Gălățeanu. Apropo ce zice domnul Dorian, sunt afară mai, dar la pod trebuie neapărat schimbate 8 grinzi. Deja ele sunt la jumătate, deci nu se poate circa nici cu mașină. Deci, am înțeles că sunt acolo jos, dar sunt funarii la stație. Niște vârne sau le-a făcut Brescanul care le-a comandat pe alea 14 acolo unde zile. Luați legătura cu domnul frumos și să facem acolo intervenție. Deci e urgent, urgent. 4 vârne, deci trebuie urgent schimbate. Și pe mare mai sunt vârne acolo? Nu. Nu, dar alea le-am schimbat. Deci, ar trebui ca jumătate de post schimbat, dar 4 urgent. Chiar astăzi, dacă se intervine... Este într-o zonă, intră la deci, noi, la mașină. La mașină. Așa distanță mare. Eu chiar n-am știut. Doar acolo ne-am dus cu lucrările, dar dacă nu ne-am luat... Nu, dar mai pus, am mai făcut, dar car. Bine că se merge și cu viteză, că asta e, am trebuit acolo. Indicator la limită de viteză, dar acum acolo nu este să vă uită la este da, ce am văzut imediat s-a făcut, dar nu rezistă. Deci trebuie intervenit cu urme noi. La rectificarea bugetară punem bani pentru... Nu, dar acum nu mai iasă de noi. ...fezabilitate, poate, acolo și gata. Și asta, dar acum am rugăminte dacă se poate face zilele astea, că nu se poate trece cu autoturismele. Deci vă spun numele cetățenilor de peste vacă. Dacă e. Domnul Grățeanu, la Cătur. Grățeanu. Da. Domnul, trebuie să ne mai discutăm cu celor acolo. Directorul ăsta, proiectantul care e la drumuri, că la drumurile, la drumul ăsta avem multe probleme. Acum cum a fost ploaia, a ieșit o mie și una de izboare. Trebuie să aducem din nou proiectantul. Trebuie schimbate niște soluții tehnice cu asanări, cu... în zona asta, la Moara Veche. Și l-am dus și la pod. O să iasă un pod destul de frumos, după spune... Acum depinde foarte mult de verificatorul care ăsta. Că sunt niște standarde care trebuie să le respectăm. Dom'le, tot vorbim, dar nu foarte în lume de acredit. Dom'le, tot mai tași din gură. N-ai făcut nimic în viața de-aia. Dom'le, ce ai făcut tu? Eu am făcut o grămadă, am făcut 16 poduri am făcut, 16 podețe. N-am făcut numai studii de fezabilitate și am vândut la tornator tot și eu mă chinui să iau. Mai bine ai taci de mână. Ce te-ai pus în mie aici? Apa, deci... Păi că trebuia să te bagă în pușcăria. Păi să mai amenințat. Așa trebuia să te bagă în pușcărie. Ai putut că am făcut mă minte. Da, din gură. Așa înțelege lumea greșită. De ce nu circulă apa, de ce nu? De aia nu merge apa. Pentru că nu s-a făcut nimic ca lumea.
Da, ai făcut. Mai bine, am revideat de tine. Te rog și uite, o să primim înapoi teren să faci în schimb. Haide, domnul. Mi-ar fi rușine să vorbesc. Eu te rog frumos. Așa e, vrei să spui pe tu vezi de treaba ta. Tu să-ți vezi de treaba ta. Domnul Gureanu, haideți să continuați. Am depus o cerere numai la 20 de locuințe pentru prelungirea extinderea rețelei de apă de la Catarama Coru până la ultimele case. Alo, da. Mă rog? Da, rog. Zic, am de la risc. Cum e doar primar? Bă, eu să la ședință acum. Da. Ce la risc? Iar ești supărat? Sunt la ședință, acum... Zic dacă ceva zic, cum. Mai târziu. Vreați că e acum așa. Asta, da. Băi, azi se bătoare, că am zis. Avem o mărită la fel. Vreau să pune la registrare și atunci ar dă mai departe. La rețeaua de asta, da? Și încă ceva. La aici, la noua rectificare de buget. Nu s-ar putea face să achiziționăm și rachetele astea pentru grindină? Și nu le instalăm undeva anti-grindină. Pentru toată comuna chimare. Anti-grindină. Nu știu. Să le găsim. Mai sunt bun. Nu, dar zona la noi ar fi foarte bună. Fii bună de mare, undeva, găsit o locație bună. Da, domnule, vreau să... Avem copii, are vin voluntar. Aș vrea ca consilier să găsiți și sursa de finanțare. Că facem, am face palate. Dacă am început să facem căminul cultural, nimeni nu s-a gândit că banii nu sunt de la primărie, sunt de la CNI. Dacă facem asfalt, că de ce fac asfalt acolo că-i cu pile? Nu știe că-s bani de la Uniunea Europeană. Dacă, de ce nu faci acolo? Dar s-a gândit bugetul local câți bani sunt. Că toată lumea vrem să face. Credeți că aș face un șantier de toată primăria. Dar noi am hotărât în Consiliul Local să nu mai facem proiecte până nu le ducem la capă. Proiectul de la biserică, proiectul ăsta l-am tu de la biserică cu care ăsta. Că cu proiecte putem face hotărâri de Consiliu, facem în fiecare ședință. Hai să facem un palat, hai să facem o canalizare. E ușor să le facem, dar trebuie să le ducem la îndeplinit. Așa am hotărât. Că și Curtea de Conturi ne-a zis, domne, duceți, ori anulați proiectele care le-ați aprobat, ori duceți-le la îndeplinire. Am hotărât cu dumneavoastră, dacă ați uitat, asta e altă treabă, dar aici am hotărât să le ducem întâi la îndeplinire toate proiectele astea și după aceea facem alte proiecte. E ușor să inițiem proiecte. Avem surse de finanțare, extindere de gaz. Uitați, de 2 ani de zile merge extinderea de gaz și nu-i gata nici acum. Avem bani, avem tot. Da. Durează proiectul, extinderea de la ferestră s-a rezolvat? Da, domnule, extinderea poate să înceapă... Aia e executată lucrarea. Aia deja s-a aprobat branșările. Oamenii poate să înceapă branșările. Domnul primar, vreau să spuneți că am inițiat proiecte. Într-adevăr, este, dar trebuie dus la îndeplinire. Dar acum, cu calamitățile care sunt și cu ploile, încă două pompe sunt... Avem pompierii noștri de stat care e necesar. Avem pompierii pune. O singură pompă la așa cum în mare, nu faci față, n-ai cum. Da, domnul Petrușor, haideți. Da, să trăiești aici acum. Agricultură. Domnul primar, vă rog oamenii de pe margine, de la domnul Tipu Gogon, este o liță în stânga. A fost ieri utilajul acolo, a dat pământul și nu mai poate să iasă lumea. Cu mașina. Și domnule, trebuie să-ți vede, ieri l-a luat pe mașina, am luat mașina noastră, că ne-am dus tot pe uliță și am încărcat pământul și curgea din mașină, i-a dat amendă șoferului, pentru că e moale. I-am spus să-l strângă grămadă, să mai zvântă și-l tărăm. Da, să-l dea undeva de parte, că oamenii nu mai pasează. L-a luat din drumul, l-a luat din mijloc ca să-l pună undeva, acum să ne fie iertat. Da. Nu circulă 1, dar circulă 20. Pentru că e blocat la 1, am fost acolo, oamenii foarte revoltați și eu am fost pe toate ulițele. Dar nu pot să le iei, că am închiriat, de-abia am găsit două utilaje. Ca să lucreze. Așa oamenii ar vrea să-l facă lună. Dar noi am făcut acum căi de acces să poată să treacă mașini câtuși de puțin și după aceea începe reparația ca lumea. Ăla trebuie să-ți vinde. Uitați, vă aduc, i-a dat amendă lui Arsenie. Aseara a lucrat până la ora 7:30. Mergeți, vedeți pământul când l-a descărcat, când a putut să nu, când nici să... Așa, s-a întins, s-a făcut ca o bale. Și eu veneați, eram în 5 primari și acolo, așa de aici putem să ducem tot. Până nu se zvântă puțin, nu, bă, noi la... Ideea să avem un pic de bani, azi utilajul... Azi utilajul care l-am avut închiriat în sărbătoare cu vine la lucru, nu pot să-l oblig.
lucrăm numai cu al nostru. Haideți, domnul Bogdan, spune. Da, domnul primar. Și înainte de la a venit un cetățean și s-a plâns că se îngroapă gunoaie prin zona Oitozului și dumneavoastră a spus că nu știți nimic, așa a spus că vă interesați. Da, domnule, este gunoaie. Să duc gunoaie, oamenii duc gunoaie peste tot. Acum când a venit ploaia, le-a adus jos. Au dus acolo unde s-a extins, au dus tot felul de dărâmuri. Primăria Oituz îngroapă gunoaie, domnul primar. Primăria Oituz îngroapă gunoaie la stadion. Dacă, afectăm și terenul, proprietatea Consiliului Local, ne-am dus dracului. Unde a stupat? În spatele vestiarului la stadion. Cum se duc, domnul? Da. Duciți-o de pe tuși. A săpat acolo, deja a îngropat o remorcă de... Unde vreau? Să facem poze, ca să credeți. Să credeți. Și... credeți. O să vă aducem poze, ca să vedeți. Da. Că este cum să săpe acolo? Păi de uite, sine, s-a săpat domnul viceprimar Butucaru Suriț. Dar ce-a făcut la școală, domnule, aici? Sunt două cisterne acolo de petrol, de țiței. Da, domnule. Care se încălzea, elevii acum 20 de ani. Ați băgat, ați umplut cisternele cu balastru și ați făcut numai plăcuri pe acolo, domnule. Când e cald, e minorativ, poți să stai acolo. Aici, aici, m-am dus și-am făcut. Da, acolo era o bombă ecologică, domnule. Da. Bro, acolo ieșea afară, am spart. Am spart bazinul și am zis, era acolo un magazin și ca să nu se lase asta, a luat lucrul cu... Dar de ce n-ați vitajat, domnule, alea acolo? Nu-l avem vitajul, ce dragi, domnule, așa e de... Nu l-am găsit pe primarul vechi să ne dea indicații. Da, e bine că ați făcut, bine că ați făcut așa, lăsați așa, e bine așa, e bine așa. Hai, domnul Fărăuie. Domnul primar, m-am amintit și în celelalte ședințe anterioare și mai amintesc o dată și astăzi. Multe drumuri din Voituz trebuie să făcute, dar cel puțin sunt drumuri care le adintim noi în ședințe. Și vă rugăm să, de exemplu, drumul de la Călăiță, care am făcut la două ședințe, care domnul consilier, acolo 200, nici 200 de metri, sunt niște, dacă ziceți că ați fost peste, prin toate ulițele, sunt niște gropi care strici mașina, efectiv strici mașina. Și nu poți intra. Acolo un buldozer jumătate de oară, sau îmi zicea domnul primar, domnul vice, că aduce un greder și nu știu ce. Nu putem până la ratificarea bugetară, nu mai avem un ban pentru utilaje, pentru buldozer, pentru asta. Îmi punem mai la mână și punem două litri de motorină și jete de motorină și face diferența. Vin să aduc utilaje, trebuie să vin cu... Trebuie venit săpat, acum nu... Oamenii deja au început să facă scandal peste tot și ieri a venit o femeie că apa în drum, trebuie să decopertăm, să nu mai să se duce apa în curte la ei. Deci oricum ai dat, nu-i mulțumești pe niciunul. Am făcut poduri frumoase, au pus lemnele pe părâul sărat, au pus lemnele pe ăsta, pe... marginea apei, a venit apa, le-a făcut potul și cauciucuri. Și cauciucuri și tot. Că de-a spus, ce m-a făcut prost, împite, una cu țâțe mari, m-a jignit la Irimia sau nu știu cum. Veniți ăsta. Dar apa a venit, toți au pus toate mizerii pe spate. Am amendat, am ăsta, n-ai ce, așa știe oamenii să facă. Dacă și-au furat șina de cale ferată. Avea și o femeie podul acolo și a venit cu boie și i-a tras șina. Și noi trebuie să-i căutăm șina femeii, că nu poate să facă. Deci cam astea sunt cetățenii, să fură unul pe altul. Bun, cu drumul greu mai așteptăm, până la rectificarea bugetului. Da, de piață de mai lucru, dar face cât mai încerc. Piață la pregare, De trei ori a renunțat la proiectare, apoi a luat proiectarea din nou. Și începe anul ăsta. Păi dacă e terminată proiectarea, bani avem, dar dacă ăsta nu e terminată proiectarea, îl chemăm pe Ionuț să vedem ce se întâmplă cu proiectarea. De trei ori a renunțat cu proiectarea. Cumva, să vă întrebăm pe Ionuț. Pe primăria, uitați, am scos proiectarea la primărie de două ori. Nu s-a scris niciunul. Păi prețul mic, că ăsta. Dispensarul, de-abia acum s-a făcut licitația, pentru că au fost de trei ori scos la licitație dispensarul. Dar dacă e licitația pentru constructor s-a depus, s-a făcut? S-a terminat și acolo, dar ce să facă?
De-abia alaltă ieri mi-a venit de la mediu, hârtia de la mediu, dar cu apa mare unde să lucrez? Trebuie insistat, trebuie urgent. Păi da, insistat, lucrați dumneavoastră în apa aia. Păi domnule, la ce mă pricep și unde spune să fac ceva, eu cred că a fost. A fost singurul ofertant, pentru că aici la poduri trebuie, nu sunt oameni care au făcut în ultimul 3 ani. La podul mare. La podul mare. Când începe efectivul tare? Când scade apa. Dacă scade apa, cum mai începe anul ăsta? Nu începe. Tare s-ar bucura fostul primar să nu înceapă. Nu, eu mă bucur să înceapă că am runii încălcăi acolo. Da. Și doar că la Fabia runii sunt oamenii ca ce vin și se chinui oamenii aia acolo. Nu m-ar bucura. De la marginea sunt ce stat de bani. Se lucrurile de acolo. Dar nu poți, trasat ăsta în apă, nu poți să lucrezi. Cum să lucrezi în apă? Cum să lucrezi în apă? La deviat apa, vintă seara, ce a stupat. S-a turnat pe mal. Până cu picioarele, când a terminat picioarele, s-a uscat deja, infrastructura a fost urmă. S-a dat mare la urmă, dar nu e ca să dă grizile din față, se scoate tot acolo, vine freza. Face frezea, forează, se toarnă și pe aceea se așează la loc, pune grijă. Eu zic că până la toamnă e gata tot. Mai sunt chestii la cuvânt? Nu mai sunt. Dacă nu, următoarea ședință va fi dată de 18 iulie. Dacă aveți propuneri pentru ședința următoare. Să declară ședința. Propuneri de proiecte, da?